de acces către lacul Beleu, strada Noferilor, care a fost construit cu suportul Uniunii Europene, Consiliul Raion Cahul și Consiliul Local Slobozia Mare. Este un drum foarte important din punct de vedere economic, deoarece atrage după sine dezvoltarea economică a localității, așa cum turismul în localitate și în lunga Prutului de Jos ia amploare. Tot mai mulți oameni ne vizitează localitatea, venind aici la lacul Beleu, în zonă, și astfel de evenimente, cum avem astăzi festivalul Beleu Biofest, atrage după sine foarte multe beneficii. Deci construcția a durat aproape un an, cu unele mici întreruperi din cauza timpului, și acum suntem la finalitate. Este un lucru foarte binevenit pentru toți locuitorii satului nostru și pentru Lunga Prutului de Jos și pentru toți turiștii și vizitatorii din zonă. Dar era foarte stricat, noi nici nu prea vinem deoarece nu era accesibil, dar acum, de când e accesibil, chiar vinim și pe jos, am făcut drumeții cu copii de la tabără, copii de la școală, de la grădiniță, am făcut drumeții pe jos, e accesibil, e mult, mult mai accesibil. Înainte vineam la scăldat aici la Beleu, podișorul ăsta, vineai greu, mai înscurt mașinile, dar acum mergi faină, foarte bine, foarte mult. Foarte bun, și pentru oameni mi se pare că e o cale ca să poată să meargă mai bine. Drumul era mai rău înainte, dar acum e foarte bun. E o plăcere să mergi pe dânsul. Acest proiect de reabilitare a infrastructurii către lacul Beleu este doar una din activitățile pe care le implementăm în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene. Un drum care are de fapt o semnificație mult mai largă. Este o investiție într-o cale de acces pentru locuitorii satului Slobozia. Este o oportunitate de a crea locuri de muncă și venituri aici la noi acasă. Este o posibilitate de a dezvolta turismul în această regiune a țării. And this route in particular that we are opening today is important for the region, for the economic development of the region, because it's the only access road to the Lake Beleu, which is a natural wonder of this corner of the country. It's a biosphere reserve of UNESCO, and before the project the road was not accessible all year round. During the bad weather season it was not accessible, so now it is accessible for all every time, and it also provides access to some local villagers and agricultural producers. Natura a fost generoasă cu noi, a fost generoasă cu dumneavoastră, cei de aici, și noi trebuie să avem grijă de acest lac frumos și trebuie să avem grijă de natură în general, care nu doar ne bucură ochiul, dar este și o contribuție la modul de viață aici, pentru că știu că sunteți renumiți prin sărămura de pește sau peștele fript. În general, dumneavoastră, oamenii de aici, din sudul țării, din Lunga Prutului, sunteți oameni cu care aveți o genă în plus față de oamenii din alte părți ale țării. Dumneavoastră știți să vă bucurați de viață, dumneavoastră știți să celebrați viața, dumneavoastră știți să puneți binele înaintea răului, dumneavoastră știți să puneți generozitatea înaintea zgârceniei și știți să vedeți partea plină a paharului. Vreau să vă felicit pentru toate eforturile și pentru toate reușitele pe care le aveți, pentru proiectele de dezvoltare a comunităților. Știu că aceste proiecte se realizează prin efort comun și doar așa putem să ne dezvoltăm. Vreau să felicit și administrația publică locală pentru aceste reușite. Vreau să vă felicit pentru talentul dumneavoastră, pentru că sunteți o localitate și o regiune care a generat foarte multe talente de care ne bucurăm cu toții. Mi-amintesc cu emoție de vizita mocănașilor la Chișinău și îi mai așteptăm. Și vreau să vă încurajez în continuare să rămâneți puternici. Vreau să vă felicit pentru că aveți coloana vertebrală dreaptă,
pentru că dansați bine, dar nu doar, pentru că sunteți pro-europeni, pentru că credeți în democrație și pentru că ne ajutați să ducem lucrurile înainte. Dacă toate satele din Republica Moldova erau ca Slobozia Mare și ca celelalte sate de aici, din Lunca Prutului, deja am fi fost stat membru al Uniunii Europene. Așa că mergem împreună, ne susținem reciproc și reușim să aducem Republica Moldova în Uniunea Europeană pentru ca oamenii noștri să trăiască în pace și în bunăstare.